Toamna e cel mai bun moment pentru observarea unor specii rare sau sporadice care ajung din greșeală în această parte a Europei. De aceea se și afla în delta Dunării grupul de ornitologi care monitoriza migrația de toamnă a păsărilor călătoare. Pe lângă păsările mici care au fost capturate în scop științific, ei au prins și o pitulice măslinie, o captură unică în țara noastră. O specie extrem de rară, practic prima dată văzută în România, cuibărește în Siberia și de obicei iernează în sud-estul Asiei. Specialiștii spun că aceste lucruri se întâmplă din cauza vremii calde care derutează păsările migratoare și le face să ajungă în locuri unde n-au mai fost vreodată. Cum sfârșitul verii și începutul toamnei este una foarte caldă, evident că își pune amprenta și pe migrația păsărilor. În migrația lor spre sud, uneori se o ia în direcții neobișnuite, nu neapărat greșite. Este o adaptare, poate e mai bine pentru ele. Pitulicea măslinie este o pasăre mică de 11-12 cm și are o greutate de până în 14 grame. Este insectivoră migratoare și își face cuib în centrul și estul Siberiei. Iarna stă în nord-estul unor țări din Orientul Îndepărtat și în sudul Japoniei. Pitulicea măslinie apare accidental toamna în Europa. În România este primul exemplar care a fost vreodată observat. Tot în premieră a fost descoperit acum 2 săptămâni și un sturz cu creastă galbenă, pasăre originară din America.